Eu și prietenul meu Alex am mers la casa unui bătrânici ca să o ajutăm să-și recupereze fiul. Aceasta susține că fiul ei a fost răpit de către Momo și că este vizitată în fiecare noapte de către creatura. Rămâi până la final ca să afli adevărul și să afli ce s-a întâmplat cu fiul ei. Bă, tănase, bă, bă, tu ești chiar nesimțit? De cât timp te joci, doamne, iartă-mă la calculator și toți țipi? Bro, lasă-mă să câștig meciul. Bă, că când ne-am mutat toți în aceeași casă, am avut o regulă. Să facem liniște, să lăsăm pe ceilalți să se odihnească. Mie mi-e somn. Am încercat. Cum adică nu țipi? Ai țipa non-stop? Bă, de cât timp te joci pe calculator? De două ore tot țipi. De două ore tot țipi. Vreau și eu să mă joc, lasă și pe o video. Nu ți așa e jocul, ce două ore de două ore, se de câte mi-aduc aminte. Noi am stat 10 minute, hai că 10 minute! Hai că 10 minute, am venit acasă de două ore și de două ore tot țip și te joci la calculator. Când ne-am mutat toți, am zis că facem pe rând la calculator până când o să ne luăm toți calculatoare și fiecare de 30 de minute. Uh, uite, ai spus că 30 de minute fiecare ne jucăm, te joci de o oră, tărați, are și o video dreptate. Nu mai țipa la mine, bro, tu țip, nu eu. Tu ai țipat non-stop, eu n-am putut să dorm absolut deloc. Opa, Băieți, băieți, hai jos, băieți, hai jos. Ia, hai, hai jos, hai, gata. Mă joc de 10 minute. Vai de capul tău, numai de 10 minute nu te joci. Zi, bă, Alex, care-i treaba? De ce ne chema jos? Soamne, iartă-mă. Fraților, am mare nevoie de voi. Ok, s-a întâmplat ceva grav, nu știu. E foarte grav, bă, Alex, hai că mă sperii. Zi despre ce e vorba acum, adică, dar foarte grav. Bă, ne sperii, pe bune. Nu te speria, bro, unde eram, mă, curajosul? Dacă nu, dar dacă nu vreți să mă ajutați, vă înțeleg sincer. Bă, mă sperii. Despre ce e vorba? Ce se întâmplă? Dar... Stai cam, bro, că te ajutăm cu orice nu te speria. Mătușa mea are nevoie mare de ajutor. Ok, păi și putem să o ajutăm. Zi, gen, are nevoie de ceva de cărat prin casă, e bătrână, trebuie să o ajutăm sau, sau care-i treaba? O să vi se pară foarte ciudat ce o să vă spun. Dar fiți foarte atenți la mine Ok Zibro, nu mai fi fricos Lasă să vezi când zici asta ceva Nașpa, cum asta. iese pe ușă instant Taci din gură Ok Deci Alex, nu ne mai ține suspans bă, bă, mă simt ciudat Gen Mătușa mea mi-a trimis niște mesaje Ok Să vin să o ajut Ok, spune-ne cu ce să o ajutăm Îi cărăm mobila prin casă Ce facem mai exact Dar Trebuie să-i recuperez fiul Poftim? cum adică trebuie să-i recuperez fiul? Pentru că Momo l-a răpit. Ha, bă, Alex, bă, tu ai chef de Caterinca, mă, bă, tu nu vezi că eu mor de somn, ai chef de Caterinca, l-a răpit Momo, creatura Momo. Nu mai fac glume de astea, doamne, -mă, bă, eu chiar dau că ai ceva, ai nevoie, mă rog, e, ea este cam nebună. Ha, mă, Alex, bă, eu chiar chiedeam că ai nevoie de ceva, nu știu, cine știe, poate e bătrână, poate are nevoie de ceva. Toată familia a zis să nu ajut, dar eu chiar vreau să o ajut. Bă, tu vorbești serios? Că până urmă e mătușa mea. Eu mă duc să mă joc. Băi, stai acolo. Băi, 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 ai, 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 nu, nu, nu. Era și șmecher, băi. Alo, alo, și tu. Și tu, și tu înapoi, băi. Dacă vreți, mergem în seara asta. Băi, da, gen, fii atent, tu realizezi că gen, probabil, mătușa ta e nebună și că nu există nicio creatură pe nume Momo sau ceva de genul, nu? Nu prea cred, așa zic toți. Păi, probabil toți au dreptate, nu știu. Adică, știu că tu mi-ai mai zis de mătușă ta că, na, a fost foarte de treabă cu tine, că ți-a fost ca a doua mamă, dar, băi, i-a răpit fiul mumu, adică pe vărul tu. Practic, l-a răpit Eu cred că este adevărat. Iar mi și mie, aici ai ce mesaj ți-a trimis? uite mesajele. Mă dacă crezi că nu e adevărat, du-te tu. Păi, bă, bă, asta e pătatul, nu erai tu mare, norocos, norocos, doamne, nu erai tu mare curajos? Ia stai să vedem, ia, ia, frățel, ia stai. nu momentul, ia. Mătușă, Alex, dragule, te rog, vino și ajută-mă. Nimeni din familie nu vrea să mă ajute și îmi spune că sunt nebună. Îl mai știi pe Dorin, verișorul tău mic. A dispărut, Alex. Bă, asta e adevărat? Adică verișorul tău chiar a dispărut? Sau e nu așa? Da. Băi, bă, nu vă mai cetați. pe Pă, bune? Păi și gen, nu se știe de ce a dispărut? Nu, haide mă, bă, Alex. A fost răpit de către Momo. Bă, păi și fete mi-e foarte greu să cred chestia asta. Nu știu unde sunt disperată. Am sunat deja toate rudele și toată lumea mi-a spus că am luat o razna și că nimeni nu vrea să mă ajute. Bă, așa sună, bro, că ai luat o razna acum, adică. Dar de ce Dorin? De ce a trebuit el să sufere? era doar un copil de patru ani care se juca normal prin casa lui. Te rog, vino și ajută-mă. Știi că eu întotdeauna să făceam pe plac când erai mic, întotdeauna să dădeam dulciu și cam să răspunde să fii fericit. Eu nu cred că a luat razna mătușa mea, chiar dacă tu spun asta. Adică tu crezi că. Uh... A fost răpit de Momo, verișorul tot mai mic. Cred că e adevărat, doamne, bale, zi, bă, și tu ai luat -o raznă, bune vorbesc. Te rog, vină și ajută, mă am impresia că în fiecare noapte Dorin și Momo mă vizitează, dar nu vor să rămân aici. Creatorea mi-a răpit copilul și nu vrea să-mi-l dea înapoi, te rog frumos ajută, mă. Alex, ia -al, pe mărăs că nu te cred, eu stau să mă joc și termin aici. Bă, nu, 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 uite, nu, gata că m-am răzgândit, fii atent. Deci, nu mai mi-e somn, sunt foarte energic și până la urmă. Alex, da, este prietenul nostru, da? Este prietenul nostru, are nevoie de ajutorul, de ajutorul nostru și ca și cum mergem să-i ajutăm mama, da? Pentru că mătușa s a fost ca a doua mamă. Așa că haide toată lumea la mașină, noi mergem să o ajutăm pe mătușa ta să scape de momo, Dar și eu trebuie să termin jocul, tu nu înțelegi? Hai că trebuie să termin jocul, vai de capul tău că ți-e frică, ți-e frică. Să crezi tu că Alex e prietenul meu. Băi, alo, băi, o video, ai grijă. Du-te să vezi de ce nu crezi pe Alex. Uite că-l văd, Uite, îl cred. Îl cred, Tănase. Ia, hai, hai, gata, îl cred, hai. Vino cu mine, hai. Hai, vino și tu. Dar eu trebuie să termin jocul. Gata, bă, să-i pus pauză la joc. Că nu te joci online. Nu te joci online. Cum adică? Păi și atunci, de 5, de, de 5 minute aici? Bă, mincinos. Îl termin o video în locul tău, ia uzi. Uite. Am vrut să auzi eu să văd. Păi gata, gata, uite. Se duce o video la calculator. Ia o video, Dute, te Du-te și joacă pe Gata, hai, tăna, se vină cu noi. Hai, 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 hai. hai. Ca de frică ție, nu că-l susim pe video, aha, ce fricos ești nase. Bine mă, stați aici, bă, Alex, bă, bun, hai să mergem, bă, da, gen, chiar, bă, e chiar necesar să mergem, adică mie, pe bune, mi-e somn. Haide, bă, Alex, bă, și, da, tu ești sutra asta sigur că vărutul mai mic chiar a dispărut? Adică, nu știu, bă, și vede, sună așa ca o poveste de o persoană nebună. Da, sunt sigur, nu e minciună, crede-mă. Bă, dacă spui tu, na, hai să... Hai să mergem, vino Alex. O video taci. Hai, papa pa, băieți, hai să mergem. Să-mi zici, hai de că conduc eu, să-mi zici pe unde trebuie să o iau mai exact. Să zici pe unde trebuie să o iau. Oamenii, iartă mă, băi, și fete, haideți că o să mergem acasă la mătușa lui Alex, să vedem care e treaba cu și după stânga. Să vedem care e treaba cu Momo, cu această creatură care i-a răpit copilul, lucru care mi se pare destul de destul de ciudat. Uh, băieți și fete, am ajuns în cartierul în care spunea Alex că stă mătușa lui. Bă, Alex, e sigur că am ajuns în locul bun, adică nu știu, mi se pare destul de ciudat, da, crede mă. Păi și unde e casa lui mătușa dacă de vreo 5 minute tot ne plimbăm pe aici. Mai în față. Asta cu roz. Asta din stânga? Ok, arată ca o casă destul de drăguță, dar de ce are... De ce are lemne la geam? Ca și cum a trebuit să se baricadeze. Hopa, 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 ai grijă! Ai grijă. Uh, bună seara, domnule. Era să vă călcăm cu mașina. Ce mai ești ăsta? stați -sta -sta două secunde să parcăm. Uh, bună seara. Uh, ce căutați aici? Păi, te-am venit aici la o rudă, în casa asta. Bună seara. Este interzis aici. Cum să fie interzis, domnule? Ați luat asta? de la mătușa lui tovarul și meu, Alex. Nu aveți voie. Cum adică? Nu aveți voie. De ce să nu avem voie, domnule? E o casă un... Ai nebunit, domnule? E mătușa sa. De ce să... Este o casă bântuită. Mamă, bales, băi, bă, eu cred că nu știu, cred că mătușeta ta s-a întâlnit cu oamenii greșiți, cred că aici tot să ne în cartierul ăsta. Cum să fie omule o casă bântuită dacă e o casă în care locuiește ceva. Nimeni n-a mai trecut pe aici de mult timp. Omule, e o persoană înăuntru, adine, V am văzut-o, bro. Ia uite acolo, mătușa Eliza, cum adică? Cum adică nu e nimeni? E acolo, e o persoană înăuntru, uitați-vă. E mătușa asta, cum adică nu e nimeni? Dumnezeu, o razna, sunt fantome. Bă, Alex, bă, bă eu ți-am zis că nu trebuie neapărat să crezi tot ce, tot ce zic oamenii ăștia, mi se pare ciudat rău de tot. În fiecare seară se aud sunete diabolice. Aha, sigur, asta se întâmplă, da. Și râsete, plânsete. Uh, da, nu știu. Nu aveți voie. Lasă că vedem. Auziți, domnule, vă rog să plecați de aici. Deci vă rog, asta este proprietatea lui Mătușe, salutovare și meu. Vă rog să plecați, eu nu o să chem poliția. Păi de ce ați chemat poliția? În caz că vi se întâmplă ceva, a, da, mulțumim, mulțumim, da, speram să nu ne se întâmple ceva, să chemați poliția, aha, bun, puteți să plecați. Sunt la mătușa acasă, sper să rămâneți în viață, aha, bun, hai. Seara frumoasă îți dorim, omule. Treaba voastră, ok, seara frumoasă, omule. Pa, pa. Alex, ce-a fost interacțiunea asta cu omul ăsta, men? Ok, hai să, hai să mergem. Băi, sigur că asta e casta lui mătușe, dar de ce e pânză de paiajen în casă? Asta e casa, bă, nu știu, pare ciudat Pare extrem de ciudat Tu n-ai mai fost aici de mult sau ai fost vreodată la casa asta? De foarte mult timp A, ah, și bănesc că, oh my god, n-a început și pleia doamne, iartă-mă Și bănesc că n-arăta așa, nu? De mult timp n am mai fost uh, Ok, hai să, hai să mergem Nici măcar nu putem să sunăm la ușă sau ceva De deci genul, nu avem aici ceva, uite acolo uh, Stai că poate, hopa, Ia, hai să intrăm! Hai să intrăm! Strig o mătușa, hai să intrăm! Sper să nu se sperie sau ceva de genul. Uh, uh, bă, uh, bă, ce e aici? Bă, bă, de, 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 ce e sârmă ghimpat aici? Bă, bă, bă de, 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 ce e un lemn aici? Stai să închid ușa. bună, uh, bună seara, mătușă! Bună seara! Ce faceți? Ce cu casa asta? Uh, bună seara, eu sunt uh, prietenul nepotului dumneavoastră. Am venit ce să vă ajutăm, am înțeles că aveți nevoie de ajutor. Alex, n-ai mai fost de mult timp. Da, s-au schimbat multe. De ce e aici? What? Ce patul ăsta oribil. Cum te numești? Marius. Marius mă numesc, da, da, da. Uh, Marius, bine ai venit. Mulțumesc că... Uh, 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 stați puțin, am o întrebare la dumneavoastră, că cred că Alex s a înțeles greșit. Dumneavoastră, stați două secunde. Ați spus că fiul dumneavoastră a fost răpit de către Momo? de către creatora Mo, sunteți siguri? Adică nu se face vreo confuzie. Momo seara. Haideți să vă prezint casa. Ok. Băi, bă, bă se comportă ciudat. Nu știu. Ok, haideți să ne prezentați casa asta. Bănesc că ce e? Aici e bucătăria. Păi și de ce un fier... În, în, în fine. În fine. Cuptorul. Asta e un, așa. Și frigiderul. E mereu plin. Mai puțin acum, decât de observ, ok? Arată bine dacă e gol. Ok. Aici calcăm hainele. Eu și fiu. Aici călcăm hainele, eu și fiul meu. Și de cât timp a, a dispărut, hă? Doamnă, doamnă, vă rog, de cât timp a dispărut? Aici mai doarme el. Basta, nu mă bag în seamă. Bă, tici mă de Dar a crescut și nu mai încape. Uh, mătușa, uh, de cât timp a dispărut... Fiul dumneavoastră. De ceva timp. Am, ah, un răspuns foarte bun. Și aici bănuiesc că era ce? Era camera copilului sau ce era aici? Că e destul de ce se întâmplă. poți și fete. Bă, comportă foarte ciudat. Da, un calculator. Mătușă. De ce? Auziți? De ce e pânză de paianjen peste tot? Adică, nu vi se pare că am... Mai avem un etaj, da. Da ce? V-am întrebat de ce e pânză de paianjen. Nu știu. Cum? adică păi nu știți. Uh. Haideți după mine. OK. Bă Alex, pare ce se întâmplă, man. Ce vine cu femeia asta? E ciudată, wow! Eu ți-am zis că e nebună. Nu era așa. Observ. Haideți să vă arăt televizorul. Alex, OK. Uh, wow. Uh, uh, foarte foarte tare. Bă, 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 ce se întâmplă cu femeia asta? Bă, fraților? băi. Aici putem să ne, putem să ne uităm, prindem toate canalele. Uh, da. A, uh, ok, închide, okay, așa. A. De ceva timp, ți a spus, de când a dispărut varul meu? De ceva timp? Ce înseamnă de ceva timp? Bă, bă asta ne, ne, ignoră întrebările. Bă, bă, frate, se comportă foarte ciudat, men. Uh, ok, ce a, Ce doamne iartă mai asta? Ai, aici e camera mea. Uh, de ce aveți jucării și sârmă ghimpată prin cameră? Și ce-i asta de păia și gigantică? Pentru mine și fiul meu, dar a dispărut. Uh, doamnă, sunteți ok? Adică... Uh, tu de când timp n-ai mai făcut curat? Sunt bine. Ok. Fac mereu curat. Da, se vede. Adică, na, sunt numai 4.000 de păzi de pe și sunt baricade la... Uh, la geam. Aici ce e? Dom'le, iată-mi aici. Aici e patul lui. Era patul lui. Uh, păi, ajutați-mă, vă rog. Vă ajutăm, dar nu era patul lui jos. În fine, uh, în fine lăsăm așa. Și aici ce, ce mai e? Ea? Uh, ce uh, De ce e un sicriu? Uh, domnule? De, de, de ce e un sicriu cu un schelet în el aici? Nu e sicriu, nu știu. Cum adică nu știți? Ba, Alex, hai să plecăm de aici. Alex, te rog eu, hai să plecăm. Deci lasă o pe motoși. Dacă e caluat ora, trebuie să plecăm de aici. Nu. Cum adică nu? Bă, tu vezi ce camera asta, men? E un singur... E un singur... Ăsta, trebuie să o ajutăm. Aici e wc veni veni să vedeți. Uh, ok, ok, wow, ok. Cum adică? Uh, ok. Haideți că mai avem. Da, observ, observ. Bă, 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 ce e în regulă, frate? Ce e regulă cu femeia asta? Oh my god, asta e Kiki, trenulețul lui Fisu. Un trenuleț aici și aici chichi camera de oaspeți o fi, De... De... De ce e o spânzurătoare în camera de oaspeți? Puteți dormi aici dacă vreți. Putem, da, dar nu, desigur că nu o să facem asta. Nu e, nu știu. Cum adică nu știți? Doamne, cum a ajuns? Și de ce, ce lanțurile astea, bă, Alex? m cred că trebuie să facem asta. Să plecăm? Da, chiar trebuie. Chiar trebuie să plecăm. Hai că... Bă, Alex, ai luat-o razna! Ai luat-o! Bă, bă, Alex. Eu... Eu tablă ușa pe jos. Doamnă, haideți să mergem jos să să discutăm niște chestii, vă rog Haideți, veniți până jos. Nu știu dacă ne putem așeza undeva. Nu, hai să mergem aici la bucătărie să discutăm, zicem, ca niște oameni. Uh, cum te cheamă? Marius, v-am mai spus încă o dată V-am mai spus acum ceva timp, mă cheamă Marius uh, Încântată, da Și, și eu uh, Auziți Avem și noi niște întrebări, deci mai exact Eliza mă numesc, da, da, da Mulțumesc uh, Alex, din câte mi-a spus lui a fost răpit noi, gen, Ce trebuie să facem mai exact? Cum, cum vă ajutăm noi pe dumneavoastră? Alex, ajută-mă, te rog uh, O să te ajut Nu știu, cum adică nu știți, doamnă? Seara vine. E deja seara, doamnă. Îmi vine să plâng. Doamnă, spuneți-ne, vă rog, mai exact ce trebuie, să, ce trebuie, să, facem noi. Cum adică? cine vine seara? Seara vine, nu mă auzi? cine vine seara? Bă, bă, cine e regulă cu femeia asta? Vine seara, ajutor. Mă tușa e nebunit, Balex. bă, bă, ba, Tu, mi-ai zis că n-a nebunit. Sutra asta nebunit. Hai să plecăm deci? Hai să ne facem bagaje și să plecăm din casa asta. Mi se pare prea sus pe ce se întâmplă. Nu mare. Cum adică? Nu plecăm. Păi și ce vrei să facem? Vrei să dormim aici, peste noapte? Rămânem aici. Cum adică să rămânem aici, peste noapte? Doamne, iartă-mă, Balex. Salvați-mi copilul, vă rog. bă, Balex, cum vrei să facem? Dacă vine, momo, bătu, vrei să rămânem aici peste noapte, să vedem ce o să se întâmple? ai luat Luăm copilul de la ea. Cum să vină Momo? Momo nu există! Nu o să vină nimeni! Asta e nebună! Uitați-vă la ea! A luat-o A luat-o E de lulu! Nu plecăm! Vreți ceva de mâncare? Da! Ia! Aveți ceva de mâncare! Chiar sunt curios! Nu are nimic! Nu are nimic de mâncare! 100%. Nu plecăm nicăieri! Rămânem aici! Ca să salvăm pe vorul meu! Acum pregătesc! Ce pregătiți, doamnă? Că e cuptorul gol! Uh. Bine mă Alex, hai că rămânem peste noapte Doamne, iartă-mă Unde mergem? Mergem în dormitorul de oaspeți? Bun, Doamnă haideți că noi o să mergem la culcare Vă conduc eu? Da, 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 da De fapt știm unde Hai, Hai că, mai bine dumneavoastră stați aici Vă rog eu, nu, no, nu, no, nu, no. Alex Bă, 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 te rog, eu. te rog eu Trebuie să plecăm de aici, bă, femeia asta nu e normală Nu e normală, bă, spun sincer Bă, n-avem cum. Cum adică n-avem cum să plecăm? Bă, am zis că a nebunit. Toată, toate fam uh, toată familia ta, toate rudele tale spun că a nebunit. Poate chiar a nebunit. Bă, trebuie să o ajutăm și mai mult acum. Doamne, iartă, mă, men Bine, mă, eu o să încerc să mă culc în... Uh, eu mă să fim alături de Eu să încerc să mă culc în patul ăsta, dar nu promit că o să adorm. Doamne, iartă, mă, băi și fete. Haideți că o să încerc să, să mă pun la culcare. Hai să încercăm amândoi să ne punem la culcare. Să vedem care e treaba. Și da, să vedem dacă, dacă într-adevăr se întâmplă chestii ciudate noaptea, că Nikita am de la vecinul ăla chiar se întâmplă. Dar nu știu, momentan, în afară de această spânzurătoare în dormitor, nu prea există altceva, niște sonete ciudate sau ceva, nu prea am auzit. Bă, fraților, e ora 1 dimineața, eu nu pot să dorm aproape deloc și parcă au niște chestii ciudate. Alex, trezește-te, trezire, Alex! Doamne, iartă-mă, să plecăm de aici, tu n-ai auzit chestiile alea ciudate? N-au auzit tu sunete ciudate? Păi și... Bă, stai, bă, calmează-te. Cum să mă calmez? Păi, ia uite, mătușa ta se plimbă prin casă, nu doarme. Doamne, iartă-mă. Înțeleg că ti se pare ciudată. Nu mi se pare, e ciudat. Ce se întâmplă casa asta? Trebuie să o ajutăm. Uite, a venit ora 1 dimineața, n-a venit nicio momo, n-a venit nimic, a femeia e nebună. Trebuie să-l găsim pe vorme. Unde să-l găsim? Că nu e aici. Nu e aici. Frate, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Băi, asta e... De ce nu doarme? De, de, ce nu doarme femeia asta? Ia stai două secunde. Ia vine aici încet cu mine. Trebuia să fie în dormitor, asta-i camera e așa spus. Vine aici. Doamne, iartă-mă. Ce? Copilul meu mic în seară. Copilul meu... Stai niște la tine în pat. Bă, ce faci asta? Bă, asta vorbești cu cineva? Bă, 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 Alex. Plângând? Bă, bă, Alex. Bă, bă nu ce se pare suspect? cine vorbești? Domne, iartă-mă, mi se pare puțin, puțin! Puteai la se seara întunecată? Băi, cred că zici o poezie. Se apropie încet? Ce se apropie, bă, soră mea? Hai la ea. Și mereu să fii precaut. Uh, doamna, doamna Eliza, uh, uh, e ora 1 dimineața, dumneavoastră uh, nu, nu dormiți. Ce domnule, mă făceți aici? Vorbeați cu cineva? Nu dorm. De ce nu dormiți? Ce faci la ora asta? Nu-mi e somn. Uh, păi, doamnă, noi așa am, uh, am convenit că stăm aici, așteptăm să se facă noapte, dormim și îl, îl cum îi zice, recuperăm pe fiul dumneavoastră. Fredo, n sau ce cei Nu știu. Cum adică nu știți? Nu știu despre ce vorbiți. Cum adică nu știți? Păi, bă, fraților, nu știu, femeia asta mi se pare foarte suspectă. Mă uitam să fac mâncare. A, ah, da, de două ore faceți mâncare. Nu, e nicio mâncare. Uh, bun, uh, Alex, vină cu mine. Vine vin aici, fii atent. atent. Hai să mergem. Vino cu mine. Hai să mergem la vecinul ăla să-l întrebăm ce am mai auzit despre casa asta. Că tare mi-a impresia că la nu era nebun. Tare mi-a impresia, băi, că l-am judecat pe la greșit. Zici tu, da, da, 100%. Vino după mine. Iată să mergem la, la, casa lui. Ia uite-l că e acolo. E la casa lui, băi, deci eu cred că l-am judecat pe asta la greșit, că, că ăsta era singurul care nu e nebun. Ești nebun? Că ăștia chiar sunt nebuni. Nu știu ce să zic, hai să mergem, ia uite la acolo Ăăă, uh, băi Vecinule Vin aici, uh, auzi Să știi că ne-am gândit și s-ar putea să ai dreptate uh, Casa e foarte dubioasă -auzi, Dar la. Știi, știi, știi mai multe detalii Despre casa asta, adică nu știu Plecați de acolo, vezi mă Alex, vezi ce am zis să plecăm Doamne, da știu Păi spune-ne, ce, ce mai știi despre, despre ea Aveți mai multe povești Mulți oameni au fost acolo Și nimeni nu s-a mai întors. Bă, păi uite, noi suntem afară. Hai, bă, Alex, nu mai încerca să iei apărarea. Acum câteva seri, o familie a fost acolo și nu s-a mai întors. Bă, tu, bă, bă, eu cred pe asta fie vorba între noi. Știe tot orașul despre asta. Bă, e nebun? Cum să fie nebun, mă? Tu ce tai nebună? Ia uite -o! Nu mă lăsați singură. Mama, hai, bun, hai, hai, la revedere, zi, zi frumoasă, băi, băi, nu, bă, bă, ales, bă eu, eu, cred că seara frumoasă, plecați de acolo, pleacă, bă, nu, 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 eu, eu cred că, că mă tuși te nebună, bă, fie vorba între noi, deci eu nu vreau să te supere pe mine sau ceva, dar se întâmplă chestii ciudate, nu vezi, nu e nebun, uh, Nu nu a lăsați singură, bună seara, nu vă lăsăm singură, dar ne-ar -ne ajuta dacă v-ați culcat și dumneavoastră, fie vorba, adică, eu nu mă simt în siguranță în casa asta, vă spun ce mi se pare mi se pare că se întâmplă ceva suspect. Vă fac mâncare, cum te numești? Mă numesc Marius, bă, doamne, iartă-mă, bales, hai înapoi, hai înapoi, doamne, iartă-mă. Bă, deci fii atent. dacă odată se mai aude ceva, eu am plecat de aici. Deci te la singur, nu-mi pasă, nu mă interesează absolut nimica. Dacă odată se mai... Bă, eu plec, nu plecăm noi, da, 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 pentru că tu rămâi. Nu ești prietenul meu, ha, bă, Alex, bă, doamne, iartă-mă, men, hai la somn. Vino la somn, doamne, iartă-mă, men, o să încercăm să ne băgăm înapoi la somn, fraților. Bă, fraților, eu nu pot să dorm absolut deloc. E ora 2 dimineața. Alex, trezește-te. Bă, tu n-auzi sunete ciudate de jos? Trezește-te. Doamne, iartă-mă. Uite, acum... Uite, mătușa Eliza doarme. N-ai auzit și tu sunete ciudate? Bă, da, gata. Acum adică gata! Ai, ai nebunit și tu. Cum să nebunesc? Tu n-ai auzit sunetele ciudate? Bă, da, păi și cum am nebunit? Cum am nebunit dacă și tu le-ai auzit? Dar totuși... Ce te-am mă? Asta e, doamna Eliza... Mătușa Eliza doarme? Da, bă. Uite-o că doarme, te sperii prea repede Bă, fii atent la ce m gândit, băi și fete uh, crezi că ar trebui Să mergem să-i propunem lui vecinul ăla să stea cu noi în casă? Adică el e adult, știi ce zic? Poate așa ne-ar ne mai ne mai apăra și zici că e o idee bună? Da, men, că tu crezi că e nebun, dar nu e nebun Bă, eu zic că a zice adevărul Dar nu știu dacă ar vrea să stea cu noi în casă, men Bă, mi-e frică, haide Hai să mergem, dai ghișe să nu cumva să se trezească, să se trezească mătușe, dar bă, fraților, bă, bă, aici se întâmplă chestii ciudate, bă, Alex, ia vin aici, ia vin aici. ce e asta, a? Ia zi. ce e asta? Eu un secret. cu un schelet, n-am idee. Și de ce e camera asta, băi, și vede care e doar un tăsta de... Mi-e frică, gata, Păi hai să plecăm dacă ți-e frică, hai să plecăm. Tortură probabil, hai să plecăm dacă tot ți-e frică, zic nu, nu plec, nicăieri. Doamne, e mătușa mea, da, văd. Hai, vino cu mine, doamne, iartă-mă, Hai, încet să nu cumva să, să se trezească. Hai să mergem la, la casa lui ăla, bro. Mamă, dar nu mai e la intrare. Uh, ăla pare că nu mai e niciunde. Bă, bă, Alex. Unde e ăsta, men? Bă, bă, ăsta a plecat de acasă? Deci, asta ne-a lăsat singur, a plecat de acasă? Așa pare. Toamne, iartă-mă, toamne, iartă-mă, nu vine să cred. Bă, ăsta a plecat de acasă, nu? Unde asta a fugit? Bă, probabil. Doamne, iartă-mă, bro. Doamne, men. Dar e ceva neregulă cu... E ceva neregulă cu casa asta. Bă, deci hai să plecăm, men. Hai să vorbim cu mătușa. Hai, hai, mă, bă, uite, hai. Lua mașina, hai, hai, vino. Vino, Alex, vino. Vino, vino. Hai, hai, mă, hai, mă, te rog eu, mă. Nu mă, mai... nu mă face să mă întorc înapoi în casa să Bă, se întâmplă ceva ciudat. Să, să, să uite ceva ciudat de jos. Ia stai, frate, o să ne uităm așa prin toate camerele, să vedem poate că simt ceva, bro. Bă, se aude ceva ciudat de aici. Balex, de ce e sârmă ghimpată și un copac? A? Nu știu, pe păi cum ai adică nu știi? Doamne, iartă-mă, bă, uitați-vă, bă, totul arată foarte dubios. Hai să... Ce mă întreb pe mine? Hai să mergem la, la mătușa. Uh, a, ia ia că-i trează. Uh, bună, bună seara, ne pare rău, văd că v-ați trezit. Care-i treaba? Alo, mătușă? Da, Alex. Ce faci? Ce faceți? De ce se strează? Este ora două dimineața. Am văzut că v-ați băgat la somn. Mă uitam pe geam. La ce vă uitați pe geam? Că nu... Nu prea... Care-i treaba cu casa aia? Uitați, care-i treaba cu casa aia de lângă... De lângă dumneavoastră vis a -vis? Acolo era un domn care ne spunea să nu venim deloc în casa dumneavoastră, căci că se întâmplă chestii ciudate aici. E abandonată. Cum să fie? Bă, bă, deci ori toți din orașul să sunt ne Cum adică e să fie abandonată, în Alta casă abandonată cu oameni în ea. E pustiu, nu e nimeni. Cum adică a, abandonat? Am vorbit cu omul care era acolo, dar acum omul nu mai e acolo. Mă uit dacă a făcut ceva și dacă a făcut ceva. Ah, ah, bă, bă. Ce s-a auzit? Oh my god. Oh my god. Doamne, iartă-mă. E abandonată. Cum să fie abandonată? De cât timp zici tu că e abandonată? Doamnă, spuneți-ne, vă rog, răspundeți-ne la întrebare. E abandonat. Nu, no. nu, no, 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 no. Alex, papa, eu am plecat. Hai, lasă-mă cu prostiile astea, nu, pe aici, de pur și simplu. Femeia asta a luat-o razlan deci e ceva ciudat în cartierul ăsta, se întâmplă chestii super, super ciudate. Eu o să iau asta și... Ce? Bă, unde pleci? Acasă! Nu stau aici! Păi, asta e o casă prea dubioasă! Stai aici, stăm aici! Ce nu înțelegi? Păi, ia -i, Bale, balex. Trebuie să ajutăm. Unde e Momo mai exact și fiul ei și nu știu ce. Ce, Doamne, iartă mă, bă, să-l găsim. Cum să-l găsim dacă nu i stăm aici? Doamne, hai că vin că ești și meu. Mă bag înapoi la somn. Uh, uh. Nu mă lasati singură. Nu vă lăsăm singură. Băi, ceva neregulă cu femeia asta, men Băi, ceva neregulă cu femeia asta. Hai înapoi la somn. Hai înapoi la somn, ce să facem? Doamne, bă, frate, bă, bă, în cartierul ăsta nu poți să dormi de Bă, Balex, sau și tu? Bă, frate, sunt au niște râsete de copii. Doamne, iartă-mă. Bă, bă, ia stai, e cineva în fața casei. Bă, sunt niște copii. Doamne, iartă-mă. Bă, Alex! Bă, unde e ta? bă, 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 dispărut mă, ta. Bă, nu știu unde e. Bă, fraților, a dispărut? A, a, a dispărut o bătrână. Bă, a nebunit mătușa, e clar. Bă, asta care treaba cu copiii ăștia aici? Băi, alo, băi! Băi, alo, ia, bă, ia plecați aici, mă! Ce faceți aici, Plecați! Ce, domnule, faceți aici? Ne jucam! Ce faceți, alo? B -b -b cum adică ce facem? Suntem la casa noastră, cum adică? În casa abandonată, ce faceți? Ce casa abandonată? Bă, aici toată lumea e nebună în cartierul ăsta! Toată lumea a luat o raznă. Noi ne jucăm, ce aveți? Vă jucați la ora 3 dimineața, plecați, mă, copii! Știu, părinții voștri, unde sunteți? Ce faceți în casa aia abandonată? Mama a zis că n-am voie acolo. Păi foarte bine că a zis că n-ai voie acolo. E casa și e casa unei femei aici, ci casa abandonată. Sunteți ciudați, noi suntem ciudați. Noi suntem ciudați, plecați-mă de aici. Dar nici voi nu aveți voie. cum o zice, lasă-mă cu voia ta. Nu stă nimeni acolo, ce aveți? Oamne, iartă-mă, bă, bă, și fete, bă, lumea nebunită, bă, lumea a luat o raz, dar efectiv, eu nu, eu nu văd altă, altă de-asta. Ce aveți? Năsoșilor, auzi la ea, năsoșilor. Plecați, bă, de aici. Prinde-mă, plecați, mă, de aici. Plecați odată. Alex, spuneți spune să plece. Plecați. Plecați, doamne, iartă, mă, men. Hai, bă, Alex, să intrăm înăuntru. Ce faceți? Ha, hai, hai să mergem înăuntru. Vine aici, Alex. Doamne, iartă, mă. Bă, dar unde e... Unde e a bătrână? Cine sunt ăștia? Bar n-am. Bă, fraților, bă, tot se aud chestii ciudate pe aici, menun. Ia, ce e aici, Stai. Oh, oh, bă, bă, am găsit sub men. Ia hai să mergem la subsol, să vedem, să vedem ce găsim aici, bro. Uh, uh, Alex? Ia zi! Bă, bă, de ce e un în subsol? Bă, ce doamne, iartă-mă, se întâmplă! Bă, ce subsolul ăsta? Bă, 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 Alex, bă, bă, e sigur că, că mă ta e întreagă la cap. Bă, fraților, sunt aici niște lemne arse, bă, bă, ce se întâmplă, men? Ce doamne, iartă mă se întâmplă! Nu sunt sigur de nimica. Băi, asta e că eu ce? opa. Bă, aici aici e camera cuiva. Bă, zine aici. Vezi? Aici e camera cuiva. Bă, frățiu, ce se întâmplă, men? Ce se întâmplă că nu înțeleg? Eu -se -se, să-i Opa! Bă! Pe, pe vărutul nu-l chema Dorin. Ba da! Am găsit o, o scrisoare de la Dorin. Vă rog, dacă găsiți cartea asta, înseamnă că trebuie să fugiți. Eu am tot încercat, însă mama pare că vrea să-mi facă rău. Băsta ăsta n-avea patru ani. Bă, cum a scris asta, ăsta? Nu mă lăsat deloc să ies din subsol, nu m-a lăsat niciodată să fac asta. Îmi spune că e prea periculos afară. Băsta ăsta n-avea patru ani. Am mai reușit eu cu câteva ocazii să ies, mai ales la întâlnire de familie, că toată lumea să gădă că viața mea merge bine, însă de aproximativ un an n-am ieșit deloc. De un an de zile n-am văzut lumina soarelui, iar mama întotdeauna niște pastile. Îmi spunea că sunt bolnav și că Momo o să mă răpească, așa că trebuie să iau pastilele astea. Așa că eu le-am luat și stăteam cu minte asta până când într-o zi le am, uh, am mințit-o că le-am luat deoarece plănuiam să le iau mai târziu și am uitat. Și m-am trezit la realitate. De fapt, acele pastile erau folosite ca să mă țină sub control, iar acum eu voi fugi. O să fug de aici, nu există nicio creatură Momo. Mama mea e absolut nebună, e eu nu merit să trăiesc în halul ăsta. Am mințit Bă, bă, eu nu știu cum a scris copilul ăsta de patru ani, așa ceva aici nebun. Doamne, iată mă, balezi, bă, 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 sunt prea multe întrebări, cartierul ăsta este prea dubios, trebuie neapărat să plecăm de aici. Poate nu avea doar 4 nu, nu știu zic, nu, 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 trebuie să plecăm, trebuie să plecăm, habar n-am, care-i treaba cu casa asta, vină după mine, Alex, like. nu, 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 nu. Bă, uitați-vă ce e aici, frate, sunt schelete, pe aici sunt paturi, e cineva ținut? Bă, bă uite-te aici, n-are cap, capul la schelete. Vin aici, Oh, oh, oh my God, Alex! Oh my God, îmi pare rău! Bă, bă, cred că l-am, l-am băgat pe Alex din greșeală din greșeală înăuntru. Hai de bă, Alex, că am deschis, deci te rog eu, trebuie să plecăm neapărat de aici. Bă, tu nu vezi ce am găsit aici, trebuie să plecăm! Fii și tu de acord cu mine, plecăm, Ba da, fugim așa, Doamne ajută, hai, vino! Doamne, iartă-mă, dai grijă, deci habar n-am fraților unde e, unde e a bătrână, vino, vino, hai, vino, vino! <lip> uh> Uh, uh, Aaaa, stai, ce faceți nepoțeilor? Nimeni nu scapă în viață. Bă, 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 Alex! Alex, ce fugi! Fugi! Bă, 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 Alex, Alex, ce faci? Vino, 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 vino! Bă, bă ce aia? Vino, vino! nu, 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 vino, 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 vino! Bă, ce aia? Nu, no, nu, nu! Bă, 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 închide! Fugi! 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 Doamne, iartă-mă! Bă, ce creatura aia? Bă, fraților! Bă! Bă, cumva! Cumva mă tușeie, Momo! Aia nu e mătușa mea Văd, o creatură mică și ciudată, Momo Doamne, iartă-mă Bă, bă, Alex, mă, bă, ce regulă cu mătușa ta? Doamne, mine, în viața mea nu mă mai întorc în cartierul ăsta